Dragi prieteni, mă bucur să fiu din nou cu voi la un live. Aș dori în câteva cuvinte să abordez un subiect despre care am mai vorbit cu unele persoane și unii mi-au sugerat să spun câteva cuvinte despre lucrul acesta, despre ce este absolut necesar în vestirea Evangheliei și care este de fapt adevărata Evanghelie. Eu cred că primul lucru pentru ca să poți vesti Evanghelia este să fii sigur că ceea ce știi, ceea ce cunoști este Evanghelia. Asta e cel mai important lucru. Cele mai multe bariere lăuntrice, psihice, emoționale, mentale pe care le avem ca să nu vestim Evanghelia se datorează faptului că nu știm exact Evanghelia, nu cunoaștem exact ce este absolut necesar, ce este în esența Evangheliei, în centrul Evangheliei, așa încât să o putem vesti cu claritate, cu libertate. Asta e primul lucru. Și al doilea lucru care te va ajuta să treci peste barierele lăuntrice în vestirea Evangheliei este să fii sigur că Evanghelia pe care o ai sau Evanghelia pe care o ai să fie Evanghelia asta robustă, puternică a Noului Testament. Dacă ești sigur de lucrul ăsta, atunci cred că ai cele mai importante lucruri. Știi Evanghelia, știi esența Evangheliei și doi, ai o Evanghelie puternică, supranaturală, care merită predicată. Acum, în câteva cuvinte, foarte puține cuvinte, aș dori să vă prezint câteva puncte, câțiva piloni elementari ai Evangheliei. În primul rând, primul pilon fundamental al Evangheliei este Dumnezeu Creatorul. De ce e important lucrul ăsta? Mulți dintre noi poate am ascultat și poate noi înșine ne-am folosit tipul ăsta de exprimare: Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Există ceva adevăr în afirmația asta, dar nu asta este Evanghelia. Vă spun, nu asta este Evanghelia. Nu o găsești nicăieri în Sfânta Scriptură prezentată în felul ăsta. Nicăieri în Sfânta Scriptură. Evanghelia nu începe cu dragostea lui Dumnezeu. Evanghelia începe cu faptul că Dumnezeu este Creatorul nostru, este autoritatea noastră. Trebuie în inimile oamenilor să se creeze un sentiment de supunere, de smerenie, un sentiment de dependență de Dumnezeu și nu poți face lucrul ăsta nici cum altfel decât dacă omul este convins că Dumnezeu este Creatorul. Dumnezeu prin creație are drepturi asupra noastră, este autoritatea noastră, este guvernatorul nostru moral. Dumnezeu ne poate trage la răspundere pentru că este Creatorul nostru. Cu alte cuvinte, din acest punct important al Evangheliei, primul punct, Dumnezeu Creatorul, izvorăsc toate celelalte. Fiindcă Dumnezeu este Creatorul, El este autoritatea noastră. Fiindcă Dumnezeu este Creatorul, El este legiuitorul nostru și are dreptul să ne dea porunci și legi. Fiindcă Dumnezeu este Creatorul nostru și este legiuitorul nostru, El poate să ne tragă la răspundere, El poate să fie judecătorul nostru. Dacă nu ai înțeles acest prim punct, Dumnezeu Creatorul, Evanghelia nu există. Evanghelia nu există. Dacă evoluționismul, de exemplu, ar fi adevărat, dacă noi venim din șansă, din întâmplare, dintr-o explozie sau din ce vreți dumneavoastră, atunci Dumnezeu nu are, chiar dacă ar exista un Dumnezeu undeva, nu are niciun drept să ne tragă la răspundere, pentru că nu El ne-a făcut. Da? Acesta este punctul central, punctul de început. La început Dumnezeu, așa începe Biblia, așa începe Evanghelia. Cine este Dumnezeu? El este Creatorul nostru, El este legiuitorul nostru, El este judecătorul nostru, El este guvernatorul întregului pământ. El are dreptul să-și stabilească propriile legi în universul lui și are dreptul să ne tragă la răspundere pentru ceea ce facem. Aceasta este premiza de pe care noi pornim și premiza cu care funcționăm în toată perspectiva noastră despre lume și viață. Toată metanarațiunea Sfintei Scripturi se bazează pe acest pilon, pe acest adevăr. Dumnezeu este Creatorul. Și pentru că este Creatorul, are drept asupra creaturilor sale. Și pentru că este Creatorul, El a dat legi. Și pentru că este Creatorul, poate să tragă la răspundere. Da? Deci legat de Creator, de ceea ce este Dumnezeu Creator, fundamental, este fundamental să-i faceți pe oameni să înțeleagă sau cel puțin să afirmați adevărurile acestea biblice. Dumnezeu este Creator, Dumnezeu este legiuitor, Cel care stabilește legi. Și trei, Dumnezeu este judecător. El, pentru că suntem ai Lui și pentru că ne-a stabilit niște legi, are dreptul să ne cheme în fața Lui ca să dăm socoteală pentru ceea ce am făcut. Al doilea punct important este omul păcătos. După ce vorbești despre Dumnezeu, automat, când vorbești despre sfințenia lui Dumnezeu, când vorbești despre dreptatea lui Dumnezeu, când vorbești despre faptul că Dumnezeu nu poate suporta răul, automat, față în față cu Dumnezeul acesta sfânt, vine omul. Și în fața unui Dumnezeu sfânt,
și drept, omul păcătos automat este judecat, este vinovat și este condamnat înaintea lui Dumnezeu. Condamnarea aceasta nu este încă executată, dar el este condamnat. Scriptura spune că cine nu crede în el a și fost judecat, da? Deci este important să vorbești corect despre cine este Dumnezeu, despre caracterul lui Dumnezeu și funcțiile lui Dumnezeu, și apoi în om se va crea prin puterea Duhului Sfânt un sentiment de zdrobire, de epuizare, de disperare când își va vedea ticăloșenia, grozăvia păcatului în fața autorității, sfințeniei, suveranității, dreptății impecabile a lui Dumnezeu. Da? Este foarte... Dacă n-ai vorbit bine despre Dumnezeu, nu poți vorbi rău despre om. Dacă n-ai spus cine este Dumnezeu, nu poți să spui cine este omul. Noi nu existăm și noi nu putem să vorbim despre noi înșine decât în lumina ceea ce este Dumnezeu. Cunoașterea de sine este direct proporțională cu cunoașterea lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai bine pe Dumnezeu, cu atât vei cunoaște mai bine pe om. Este un pasaj superb în Biblie, în Isaia capitolul 6, unde Dumnezeu se revelează prorocului Isaia și după ce vede slava lui Dumnezeu, după ce vede sfințenia lui Dumnezeu, după ce vede suveranitatea lui Dumnezeu și toate adevărurile acestea sunt țintuite ca niște săgeți de arc, sunt țintuite în inima lui, omul acesta, care era deja un profet al lui Dumnezeu, strigă: vai de mine, sunt un om necurat. Dacă vrei să vezi oameni fiind prăbușiți înaintea lui Dumnezeu, va trebui să-L prezinți corect pe Dumnezeu. Da? Va trebui să-L prezinți corect pe Dumnezeu. Deci al doilea punct important din Evanghelie este cine este omul. Sub nicio formă nu putem neglija punctul acesta, nu putem să tăiem din adevăr, nu trebuie să scuzăm păcatul omului, să redenumim păcatul omului, să găsim justificări pentru păcatul omului. Cu toată forța, Evanghelia lovește în ticăloșia ființei umane. În faptul că noi înșine este un virus, un păcat în noi înșine este un trădător care ne face să ne răsculăm împotriva lui Dumnezeu și să ne dăm de partea celui rău. Da? Problema noastră nu este doar în faptă, ci problema noastră este înăuntru nostru. Problema noastră nu este că suntem victime ale celui rău, problema noastră este că noi înșine suntem niște trădători de Dumnezeu. Asta este problema. Că noi ne răsculăm, ne războim împotriva celuia care ne dă viața, ființa și mișcarea. Împotriva celuia care este bun față de noi, care ne dă lumina minții, ne dă înțelepciune, ne dă putere, ne dă toate bunătățile acelea, da? Pe care le vedem pretutindeni. Noi suntem vinovați de o trădare cosmică. L-am trădat, l-am respins, ne-am războit și ne războim în fiecare zi împotriva celuia care ne iubește. Asta ne spune Evanghelia. Deci al doilea punct important din Evanghelie este că omul este păcătos. Voi încerca să conectez un microfon, sper că se aude. Dacă nu se aude, vă rog să îmi spuneți. În al treilea rând, al treilea punct important din Evanghelie și este logic. Dacă Domnul Dumnezeu este sfânt, este drept. Dacă omul este păcătos, este ticălos, întrebarea este cum poate fi omul păcătos în păcat cu Dumnezeul Sfânt? Asta este întrebarea viacurilor, asta este cea mai puternică, cea mai importantă, cea mai profundă, cea mai adâncă, cea mai serioasă întrebare pe care o poate pune cineva. Cum poate un Dumnezeu Sfânt să stea în părtășie cu un om păcătos? Asta este cea mai importantă întrebare. Și răspunsul este, bineînțeles, în persoana Domnului Iisus Hristos. Asta este al treilea punct din Evanghelie. Deci avem pe Dumnezeu Tatăl, avem pe omul păcătos și avem pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos rezolvă această dilemă. Domnul Iisus Hristos aduce pe Dumnezeul Sfânt față de care omul a păcătuit, aduce pe Dumnezeul Sfânt în părtășie cu omul păcătos, fără ca să distrugă sfințenia sau dreptatea lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să se compromită, fără ca Dumnezeu să-și negocieze într-un fel standardele. Domnul Iisus Hristos aduce pe Dumnezeul Sfânt și omul păcătos împreună cum? Prin faptul că Domnul Iisus Hristos a stat în locul omului păcătos la crucea de la Golgota și a suferit pedeapsa tuturor păcatelor omului păcătos. Domnul Iisus Hristos a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a plătit pentru toate călcările de lege. Deci Dumnezeu nu își negociază nici sfințenia, nici legea, nici dreptatea. Dumnezeu nu își coboară standardele, ci în Domnul Iisus Hristos se rezolvă această problemă. Acesta este al treilea punct. Al patrulea punct foarte important din Evanghelie, pe care trebuie să-l menționăm, deci este Dumnezeu cel Sfânt, este omul păcătos, este Domnul Iisus Hristos care rezolvă această dilemă dintre Dumnezeu cel Sfânt și omul păcătos. Și al patrulea punct din Evanghelie este chemarea Evangheliei. Chemarea Evangheliei. Fără niciun fel de excepție,
trebuie să chemăm oamenii la credință și la pocăință. Și aici este foarte multă înșelare și foarte multă eroare în lume. Hristos nu ne-a trimis să chemăm pe oameni să ridice mâna. Nu ne-a trimis să-i chemăm să vină în fața altarului. Nu ne-a trimis să-i punem să repete rugăciuni. Nu ne-a trimis să-i punem să completeze bilețele. Nu ne-a trimis să-i punem să scrie foi și să le atârne pe cruci de lemn. Nu ne-a trimis să-i trimitem la preoți, la nu ne-a trimis Hristos la asta. Hristos ne-a trimis să facem o chemare foarte simplă a Evangheliei. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta este chemarea Evangheliei. Chemarea Evangheliei nu este să decizi. Chemarea Evangheliei nu este să alegi. Chemarea Evangheliei nu este să vii în fața altarului, să repeți rugăciuni, să ridici mâna. Nu asta e chemarea Evangheliei. Oameni buni, trebuie să ne trezim odată și să ne pădăm toate metodele astea false de evangelizare. Chemarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos nu cere nimic mai puțin. Chemarea Evangheliei este să credem în Domnul Iisus Hristos cu toată ființa noastră, adică să ne bazăm pe El, adică să renunțăm la orice proptea omenească, la faptele noastre, la ideile noastre, la filozofiile noastre, să capitulăm, să ne prăbușim, să cedăm în fața Domnului Iisus Hristos, să ne punem toată încrederea în El pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru iertarea noastră, răscumpărarea noastră, împăcarea noastră cu Dumnezeu, pentru viața noastră veșnică, să ne încredem în El și să ne întoarcem de la păcatul nostru. Să întoarcem spatele păcatului, să întoarcem spatele vieții trăite fără Dumnezeu. Asta este chemarea lui Dumnezeu. O lepădare totală a oricărui lucru care nu-i place lui Dumnezeu. Chemarea Evangheliei produce în noi această pocăință și această credință. Chemarea Evangheliei însoțită de puterea Duhului Sfânt, când este o Evanghelie adevărată, robustă, puternică, când este Evanghelia Sfintei Scripturii, această chemare a Evangheliei este însoțită de puterea Duhului Sfânt și ea va produce în păcătoși putere de pocăință și de credință. Și nu se cere nimic mai puțin decât o lepădare totală a vieții trecute și o încredere în Domnul Iisus Hristos necondiționată, necurmată. Asta este chemarea. Asta este chemarea. Acesta este al patrulea punct al Evangheliei. Și aș spune al cincilea punct, care este important, al cincilea punct al Evangheliei este consumarea. Ce se întâmplă după ce mă întorc la Dumnezeu? Ce se întâmplă după ce mă întorc la Dumnezeu? Deci vedeți cum merg lucrurile într-o logică. Începem cu Dumnezeu, vorbim despre păcătoșenia omului, continuăm cu persoana Domnului Iisus Hristos, care aduce omul în părtășie cu Dumnezeu, continuăm cu o chemare. Nu este, în Evanghelie nu este suficient să spui ce a făcut Domnul Iisus Hristos, ci care sunt pretențiile Domnului Iisus Hristos, da? Care este chemarea Domnului Iisus Hristos, să ne pocăim și să credem. Și Evanghelia se încheie cu promisiunile pe care ni le dă Dumnezeu. Dacă mă pocăiesc și cred, ce se întâmplă? Păi sunt promisiuni în două categorii. Promisiuni pentru viața aceasta și promisiuni pentru viața viitoare. Promisiuni pentru viața aceasta este că am viață nouă, am Duhul Sfânt, am răscumpărare, am iertare, am vindecarea sufletului, am împăcare cu Dumnezeu. Da? Sunt diverse aspecte ale mântuirii care ni sunt promise în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Astea sunt promisiuni pentru viața aceasta și sunt promisiuni pentru viața viitoare. Că El ne va învia în ziua de apoi, că El va crea un cer nou și un pământ nou, că El ne va duce în împărăția Lui, că vom domni cu El, că vom avea viață veșnică, avem totul de plin în Domnul Iisus Hristos. Avem totul de plin în Domnul Iisus Hristos. Acestea sunt câteva adevăruri fundamentale ale Evangheliei, câteva piloni. Trebuie să învățăm și să învățați fiecare dintre voi să comunicați scurt, clar, simplu, concis, cu încredere cel puțin aceste 5 adevăruri, 5 piloane a Evangheliei. Când vei învăța și vei exersa să faci lucrul acesta, vei vedea prezența, puterea Duhului Sfânt în viața ta, în ascultătorii tăi, vei vedea lucrarea de convingere de păcat a Duhului Sfânt, vei vedea felul în care Duhul Sfânt lucrează. Dacă vei comunica corect Evanghelia, dacă vei comunica Evanghelia biblică, da? Dacă nu vei distorsiona nimic din adevărul Evangheliei. Îndemnul meu pentru voi care ascultați și care veți asculta clipul acesta este să aveți curaj să predicați această Evanghelie, să aveți încredere în Duhul lui Dumnezeu care vă va însoți, vă va lumina, vă va împuternici și să aveți încredere că Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire. Treaba noastră este să mărturisim, treaba lui Dumnezeu este să mântuiască. Noi nu putem mântui, noi putem mărturisi. Și dacă ne facem treaba, inima noastră trebuie să fie liberă înaintea lui Dumnezeu pentru că am făcut ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu. Rezultatele în totalitate sunt în mâna lui Dumnezeu. Nu, niciodată. Nu sunt în mâna omului. Nu sunt în mâna omului. Dacă asculți clipul acesta și nu ești credincios,
Dacă asculti clipul acesta și crezi că ești credincios, dar poate te-ai boteza, poate ești într-o biserică și îți dai seama că de fapt n-ai înțeles niciodată Evanghelia, te provoc, te chem să înțelegi și să accepți că Hristos, că Dumnezeu, că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că Dumnezeu Sfintei Scripturi este creatorul tău, are autoritate de plină asupra ta, ți-a dat niște legi, tu le-ai călcat, ești judecat, ești vinovat, ești condamnat, ești sub mânia lui Dumnezeu și nu ai nicio șansă. Nu ai nicio șansă. Decât în persoana Domnului Iisus Hristos, care a stat în locul tuturor acelor care se vor întoarce la El, care își vor pune încredere în El, care se vor pocăi, care a stat în locul lor și a absorbit mânia lui Dumnezeu, a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu pentru ei, a satisfăcut sfințenia lui Dumnezeu pentru ei, a luat ofensa lui Dumnezeu, ofensa lui Dumnezeu care există datorită păcatelor noastre, să-ți pui toată încrederea în Domnul Iisus Hristos, să te întorci la El, să te pocăiești, să crezi, să cedezi, să te prăbușești la picioarele Lui, să strigi la El după mântuire și să nu-ți dai liniște sufletului tău până Hristos nu intră în viața ta și nu face o lucrare minunată. Până când Duhul Sfânt nu-ți dă o inimă nouă. Să crezi din toată inima ta că promisiunea Lui, că cel ce vine la El nu va fi izgonit afară. Să nu încerci tertipuri, să nu încerci șmecherii, să nu încerci să umbli, cum spune românul, în două bărci, să nu crezi că îl poți fenta pe El, să vii din toată inima la El, să te lepezi de tine însuși, să te pocăi, să crezi în Domnul Iisus Hristos. Vină la El. Dacă vii la El, vei găsi și putere de pocăință, și putere de credință. Dacă vii la El și îl vei privi pe El, frumusețea Lui te va atrage într-un mod irezistibil. Dacă vei căuta din cuvântul lui Dumnezeu să vezi cine este Dumnezeu, cine ești tu și cine este Domnul Iisus Hristos, atunci vei vedea lucrarea Evangheliei și puterea Duhului Sfânt lucrând în viața ta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă fie de folos acest clip, acest live. Eu sunt încă sub interdicția Facebook-ului și nu pot să dau share la clipul ăsta nicăieri. De aceea v-aș ruga pe voi care puteți să faceți lucrul ăsta chiar acum, să dați un share la acest clip pe profilul vostru, pe un grup, oriunde puteți dumneavoastră să dați share la clipul ăsta. Cei care vor să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos, să învețe câteva lucruri simple despre cum să facă lucrul ăsta, iar dacă clipul acesta va ajunge la oameni care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să lucreze în viața lor și ce lucru minunat să aflăm poate în veșnicie că Dumnezeu a folosit un simplu share, a folosit un clip, a folosit 15 minute de ale noastre pentru a duce un suflet pe calea Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne vedem la un alt live cu voia lui Dumnezeu.